Rapida a câștigat cu scorul de 1 la 0 meciul de pe teren propriu cu oțelul Galați, rezultat care menține pe Suceveni în zona play-off-ului. Partida nu a fost una spectaculoasă, gazdele impunându-se la final ca urmare a unui joc pragmatic. După o primă jumătate de oră sărac în faze de poartă, albi vișinii au deschis scorul prin Edisandu, care a transformat cu siguranță o lovitură de pedeapsă obținută de apostol. În repriza secundă, rapidiștii au preferat un joc de așteptare la conservarea rezultatului în vreme ce gălățenii au dominat teritorial partida, dar fără a crea ocazii clare de gol la poarta lui Hânțescu. Rapida a evoluat în alcătuirea Hânțescu, Daniel Bălan, Sorin Ciobanu, Radu Sava, Sprijan, Aeroaie din minutul 76, Egitariu, Sumanariu, Apostol Golovca din minutul 66, Vrabie, Edisandu din minutul 71, Enciu și Danilă. La oțelul Galați, Grecu, Marus, Cojoc, Asanache, Murgoci, Istrate, Ștefan din minutul 46, Tătar, Dașboc, Miron din minutul 55, Diara, Chipirliul din minutul 65, Stănescu și Cârjan. Iată rezultatele rundei, Sece Bacau, Gloria Buzău 1-0, Rapid CFR Suceava, oțelul Galați 1-0, Bucovina Pojorâta CS Berceni 2 la 2, Dacia Unirea Brăila CS Balotești 1 la 0, Dunărea Călăraș Farul Constanța 0 la 0, Academica Clincen Ceahlăul Piatra Neamț 1 la 0, iar Rapid București a stat. În clasamentul locul 1 Dacia Unirea Brăila 12 puncte, 2 SC Bacău 10 puncte, 3 Rapid București 9 puncte, la egalitate cu Dunărea Călăraș și Rapid CFR Suceava, iar Bucovina Pojorâta ocupă locul 11 cu 2 puncte.